20 și 15 minute, se demontează sistemul de sonorizare, nimeni n-a fost interzis în Piața Victoriei, n-a fost niciun concert de muzică populară așa cum s-au dus fake news-urile. De acum are loc protestul exact așa cum s-a întâmplat în 2018. Am fost câteva persoane care ne-au spus punctele de vedere. Au fost mai mulți oameni invitați să vorbească. Unii au vrut să vorbească, alții n-au vrut să vorbească. În acest moment sunt foarte mulți oameni în Piața Victoriei, peste 100.000 după unele surse. Nu pot să apreciez, nu vreau să fac o apreciere. Cert este că este plin spațiu. O să mai filmez încă o dată, ați văzut și imaginile de dinainte. De la Antifa este prin spațiu până în partea cealaltă către Calea Victoriei. În același timp, cele trei benzi de circulație dintre noi și guvern sunt încă circulabile. Dar lumea abia acum continuă să vină, pentru că acum nu mai este foarte cald. Până acum a fost foarte cald și probabil că vor veni și mai mulți oameni. Se strigă PSD, Ciuma Roșie, se cere demisia guvernului. Atmosfera, o să mai fac câteva relatări, am făcut și câteva live-uri cât am reușit pe Facebook, pe YouTube, cât am mers rețeaua. N-am mai încercat acum, o să încerc încă o dată să văd dacă reușim să avem conexiune. Eu sunt pe trei rețele de telefonie mobilă, să vedem dacă vreuna dintre ele funcționează. Ce este foarte important, oameni buni, este că Piața Victoriei este plină. Nu atât de plină ca anul trecut, dar eu cred că oamenii continuă să vină în coace. Ceea ce este un semnal foarte, foarte puternic, un semnal care cu siguranță va lăsa consecințe. Al doilea lucru foarte important este că manipulările mafiei nu au reușit, cei care au făcut proteste clonate nu au fost urmați de către oameni, cei care dimineața au făcut manipulări încercând să sugereze violențe n-au fost băgați în seamă de nimeni. Foarte mulți oameni au venit aici în Piața Victoriei. Se întâmplă exact ceea ce era frică PSD-ului, ceea ce era frică lui Dăncilă, ceea ce le era frică că se va întâmpla celor responsabili pentru violențele de anul trecut, din 10 august. Vă reamintesc faptul că la un an de zile de la 10 august nu avem pedepsiți vinovați. Șefii jandarmeriei care sunt urmăriți penal, sunt urmăriți penal și atâta tot. Cucoș a fost mutat de la șef la Jandarmeria Română, șef la București. Carmen Dan, într-adevăr, nu mai este ministru, dar e în Parlament protejată de imunitate. Oamenii pe care Carmen Dan i-a pus în Ministerul de Interne, pe la 21 sfert, pe la Jandarmerie, sunt toți bine menți în același loc. În schimb, 12 tineri protestatari au fost trimiși în judecată. Unii au fost arestați preventiv pentru diverse fapte în 10 august. Unul a tras cu o praștie, altul a aruncat cu un băț de steag. Cel care a tras cu praștia, de exemplu, a tras cu praștia după ce jandarmii au spart capul, s-a întors de la spital. Cei care au spart capul nu sunt trimiși în judecată, el este trimis în judecată pentru că a avut această reacție, oameni buni. Sigur că este scandalos, ei sunt scoși țap ispășitori, ceea ce este extrem, extrem de grav. Oamenii știu asta și au ieșit în stradă. Și pot să vă spun că sunt în stradă aici, în Piața Victoriei, oameni din diaspora, oameni din România, membrii USL, membrii PNL, oameni care sunt apolitici, oameni care au venit și ne-au spus mie că în trecut au votat cu PSD-ul, dar și-au dat seama de mizeria făcută de Dragnea și acum sunt în stradă împotriva PSD-ului. Asta se întâmplă aici, în Piața Victoriei, oameni buni, la ora 8 și sfert. Eu am să mai revin cu imagini de la protest, să vedem cum decurge seara.